Bună ziua și bine ați venit la Festivalul Armonii în Timp, festival internațional, un festival pe care îl găzduim de ceva timp, din 2014. A fost un festival aniversar prima dată, cam împlinit 60 de ani de existența Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, după care am mai sărbătorit și la împlinirea 65 de ani de existența școlii. Și vreau să vă spun că suntem totuși la o ediție destul de înaintată, dar am considerat să fie ediția a patra, pentru că este festival internațional. S-au înscris copii atât din țară cât și de peste hotare, copii care sunt foarte talentați și le urăm succes în continuare. Sperăm să se bucure de premiile și de trofeile pe care le oferim și le dorim mult succes în continuare și multe bucurii artistice și creative. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez un sincer la mulți ani tuturor participanților la acest festival, tuturor elevilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, tuturor profesorilor, mulțumim și domnului președinte al Consiliului Județean Bacău. Sărbători fericite! Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, într-o zi frumoasă, ne aflăm la Școala de Arte și Meserii din Bacău, la clasa de canto popular. Am venit aici la invitația doamnei director Carmen Voisei și la invitația doamnei profesor de canto popular, Maria Șalaru. Doamna Maria, bine v-am găsit aici la dumneavoastră. Din câte observăm noi, e o sală cu tradiție, cu mai multe ne spuneți dumneavoastră. În primul rând, bine ați venit în casa mea de suflet, odăița mea de suflet, cum îi spun eu, Exclusiv TV. Sunt foarte bucuroasă de această colaborare îndelungată, aș putea să spun, având în vedere colaborarea cu primăria din Orbeni, cu domnul primar Costache Popa, unde am înființat acel grup minunat, Spic de Grâu. Ca orice mamă îmi laud și eu pui, dar cred că nu sunt deloc subiectivă, pentru că cei care i-au văzut în emisiuni de televiziune sau în spectacole și chiar concurenți în cadrul Festivalului Artelor, Festivalul Internațional al Artelor, Armoniei în Timp, motiv pentru care vă aflați voi astăzi aici. Vă mulțumesc încă o dată. Da. Aici sunt toate amintirile mele, adică nu toate, o parte dintre ele, chiar și zestrea primită în dar de la mama înainte de a mă mărita, că așa era înainte, trebuia să-ți pregătești zestrea, mama trebuia să pregătească fetele pentru măritiș și atunci lucrau cu sârguință, mama având 3 fete, dar a avut grijă să ne facă tuturor. Iar eu am împodobit această cameră în stil țărănesc, cum ar fi o daie de curat din casele, din gospodăriile țărănești. Mă simt aici foarte bine și copiii, de asemenea, când vin la cursuri, zic, wow, prima dată, wow, n-am mai văzut așa ceva. Și bucuria mea mare este că atunci când se termină lecția, spun, da, s-a terminat, da, mai vrem. Copiii dumneavoastră cunosc această odăiță frumoasă, această zestre, dar e bine că acum, cu această ocazie, va fi văzută de toți cei care urmăresc Exclusiv TV și, bineînțeles, vom lua imagini ca să vadă așa în totalitate camera dumneavoastră. În plus și ceilalți concurenți de la secțiunea canto, de la secțiunea muzică populară a concursului Festivalul Artelor, Festivalul Internațional al Artelor Armonie în Timp, ediția a patra. Deci, da, vor vedea și ei, pentru că eu am fost cea care am gestionat, să spun așa, toate filmulețele pe care ei le-au postat pe pagina de concurs și am trăit fiecare emoție a lor. Fiind și mamă, fiind și profesor, n-am cum să nu mă implic sufletește în toate activitățile pe care eu le fac și cu atât mai mult aici, în cadrul Festivalului Artelor, Armonie în Timp, cu cât a fost perioada aceasta de pandemie în care ne-a fost foarte greu tuturor, dar mai ales nouă profesorilor de canto, artiștilor în general, când nu prea am avut cum să ne
manifestăm pe scenă. Okay. În schimb, am făcut-o în mediul online. Eu, prin Asociația Culturală Floricică, am organizat și festivalul Muguri de Fluier anul trecut, iar anul acesta, Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău a organizat Festivalul Artelor, Festivalul Internațional al Artelor. Repet și spun asta pentru că este pentru prima dată când festivalul găzduiește și concurenți din alte țări. Dar, de fapt, unii dintre ei sunt chiar foști elevi ai școlii noastre. Sunt foști elevi ai mei din grupul de la Sascut, care Marlena Rahir, de exemplu, și-a legănat pruncii în murmurul cântecului de leagăn, cum singură povestește acolo în prezentarea ei de pe... Am încurajat-o, zic, Marlena, dacă tot cânti și ai, are așa un teanc, un dosar plin cu cântecele învățate de la mine, nu numai în perioada cât eu am fost la Sascut, ci și în perioada când ea a plecat în străinătate, în Italia trăiește acum și cum am spus, de dorul cântecului, de dorul de țară, ea a cântat. Și am încurajat-o, zic, Marlena, participă și tu. Surpriza cea mare vine din Republica Moldova, cu adevărat, din păcate, internațional, deși ar trebui să fie, este parte din România. S-au înscris o mulțime de concurenți din... Foarte buni. Iar din țară, dintre cei 41 de concurenți înscriși pe categorii de vârstă, 70 ani, 11, 15, 18 și peste... Și peste 18 ani. De asemenea și desigur și 5 grupuri vocale. Acum, fiind situația pandemică, nu ni s-a putut permite să ne întâlnim mai mulți, din păcate. Așa că s-au trimis aceste filmulețe pe baza cărora și tu, care ai făcut parte din juriu, împreună cu soțul tău, Eugen Ungureanu, ați jurizat în acest festival. Spunem că pe fișa de jurizare a fost chiar, punctaj și pentru costumul popular. Da, deci interpretare doină, probe de concurs, interpretare doină, interpretare cântec, deci cântec fără acompaniament, cântec doinit sau colindă, iar așa și costumul popular, de asemenea, foarte important să punctăm acest aspect. Costumul popular despre care copilul trebuie să învețe de mic. Eu reprezint zona Moldovei, chiar dacă nu sunt din Moldova, da? Dacă am cântat un cântec moldovenesc și am plecat cu părinții peste tot, eu știu unde în lume, sau chiar în altă zona a țării, el trebuie să știe care este portul și cântecul de acasă și să se îmbrace în costumul. Da. Pentru că ce se întâmplă de fapt? Doamna educatoare la grădiniță îmbracă costumul, copilul cu ce are și acolo? Tai un prosop în două și îl pune. Copilul trebuie să știe că nu acela este portul popular. El trebuie să știe că de conjunctură, că n-am avut posibilități, dar el trebuie să știe încă de mic. Și insist pentru aceasta. Folclorul trebuie predat în școli, pentru că ne deromânizăm, din păcate, nici nu știu, ne dezrădăcinăm, ne zboară vântul peste tot în lumea aceasta, iar copiii care cresc și, din păcate, nu mai cunosc limba, nu învață în limba română, ci limba altor țări, pe care de nevoie părintele a trebuit să o învețe și să accepte copilul învățând acolo, dar când vine acasă la bunica, nu mai știe. Da, bunica, ce spune nepoțelul, ce întreabă, sau poate chiar uneori, ce cosa fai? Ce cosa? Deci de frustrare, de-a dreptul, eu sunt de-a dreptul furioasă și îi rog pe telespectatori să mă ierte, dar văd o cale greșită pe care a luat-o cultura și învățământul din România și măcar eu, în ceea ce fac, să pot fi un exemplu pentru ceilalți profesori, absolvenți de universitate, de muzică. Asta vreau care... să spun că întotdeauna dumneavoastră când aveți apariții la televiziune sau chiar așa la spectacole în aer liber sau, cu soliștii dumneavoastră, cu copiii, cu grupurile,
Se știe că fiecare solist are costumul popular, așa cum se trebuie, vede. Din cap până în picioare. Țineți cont că eu am elevi din județul Iași. Am grupul de la Deleni care a fost îmbrăcat, probabil că ați observat, costumul de Deleni din perioada interbelică, purtat de băieți cu acei pantaloni bufanți negri, cu cizme bilger, cu jaletcă, se spunea înainte. Profesorii care au și învățătorii și educatorii care au în sarcină educația copiilor să aibă grijă cum o fac. Părinții de asemenea să nu se grăbească să deschidă. Copilul meu trebuie să ajungă vedetă foarte repede. Lasă un boboc să se desfacă singur. La căldura soarelui, la lumină, la... oferă-i toată dragostea și el va înflori natural. Dacă este lăsat de la Dumnezeu un destin să ajungă un interpret de valoare, va ajunge cu siguranță, dar nu-l forța. Cred că această grabă îi sperie chiar și pe copii. Pentru că le faci mai mult rău decât le faci bine. Sau dacă nu ai luat premiul cu tare, nu te mai duc. Cântecul trebuie să fie o plăcere, o bucurie, o emanație a sufletului. Și spuneam adineauri că am fost nevoit să lucrăm pe în mediul online, pe diferite platforme și am făcut-o cu atâta, nu cu bucurie, cu tristețe într-un fel, dar faptul că copiii au răspuns și erau atât de bucuroși când ne întâlneam în grup și chiar individual. N-a fost bine, dar nici foarte rău sau mai bine, așa decât să nu fi fost deloc. Da, așa. Dacă n-am putut să ne întâlnim aici, să ne întâlnim fizic. Dar noi am făcut și colindele pascale și colindele. Deci am organizat un eveniment, întâlnire pe Zoom-ul, da? În costume populare și având în jur copiii decorul potrivit evenimentului respectiv. Deci am încercat să aduc, să țin copiii aproape și pe ei de cântec. Da. Respect, adică tradiția și... Sigur că da, și asta este de fapt, am spus, în acest proces de facere, de naștere, există, deci, în primul rând, Dumnezeu, da, care a pus talent în copilul respectiv, sau mai puțin talent, dar el trebuie dezvoltat, trebuie cultivat. Părintele, copilul și profesorul, această trinitate și deasupra tuturor Dumnezeu. Sigur, iar părintele trebuie să colaboreze și să aibă răbdare, cum am spus. Nu toți, păi da, cu tare, de ce are tot 3 ani de când cântă și a luat nu știu ce trofeu? Pentru că a muncit mai mult, pentru că e dotat de Dumnezeu. Și apoi nu trebuie să luăm cântecul neapărat pentru a face performanță în cântec. Cântecul este în primul rând un leac pentru suflet, o modalitate, o terapie. Exact, am avut situații de acest gen cu copii care au făcut terapie prin cântec și astăzi sunt foarte bine. Au ajuns chiar unii dintre ei să cânte foarte bine. Deci, ce să spun? Pe mine trebuie să mă opresc, că altfel nu mai termin de vorbit. Acum că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, aș vrea să transmiteți un mesaj nu numai copiilor dumneavoastră, dar tuturor celor care ne privesc. Dragi români, ne trebuie multă răbdare, ne trebuie înțelegere, ne trebuie unitate și iubire între noi să dispară această dezbinare. Țara noastră, românul, a trecut prin vremuri și mai grele, de război, de foamete, de secetă. Cei care n-ați trăit bine și să nu treceți niciodată, e greu. Nu spun că este ușor, dar cu speranță și cu rugăciune intensă la Dumnezeu, că rugăciunea ne unește. În primul rând, rugându-ne, activăm binele din noi. Și partea aceea de lumină și bucuria din noi și ajunge la divinitate, iar când suntem împreună este și mai bine rugăciunea în comun, fie în familie, fie în comunitățile, fiecare unde merge, la ce biserică merge, la ce, indiferent de confesiunea religioasă pe care o are. Deci ce să vă spun, vă doresc sărbători fericite, lumina de la Betleem să vă intre în suflet și în case și să aveți un trai bun, dar în primul rând iubiți-vă, dragii mei! Bună ziua și bine ați venit la Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău. Numele meu este Ana Maria Mac și sunt profesor de canto muzică ușoară în cadrul acestei școli. Iar astăzi este vorba despre festivalul nostru, despre Festivalul Internațional Armonie în Timp 2021, ajuns deja la ediția a patra,
care s-a desfășurat și anul acesta în mediul online. Deoarece ne-am dorit să respectăm restricțiile impuse de perioada dificilă, de perioada pandemică în care ne aflăm. Cu această ocazie am oferit posibilitatea mai multor concurenți, mai multor doritori să participe la festivalul nostru și din alte județe și din alte localități și chiar din alte țări să ni se alăture. Inițial au fost peste 100 de candidați, 100 de concurenți înscriși, iar în urma preselecției au rămas 63 de finaliști. Din acești 63 de finaliști menționăm... Cei 63 de finaliști sunt din mai multe colțuri ale țării și chiar din Republica Moldova. Avem concurenți din Iași, din Focșani, din Brăila, din Botoșani, din Satul Mare, sper să nu uit niciun colțișor al țării, din Constanța, din București, din Brăila, din Târgu Jiu și, bineînțeles, și din Bacău. Din punctul meu de vedere, juriul a avut o misiune destul de dificilă anul acesta, pentru că prestația artistică a concurenților a fost una foarte ridicată și mai ales deoarece se vor acorda un singur trofeu de categorie, un singur premiu 1, un singur premiu 2, un singur premiu 3 și o singură mențiune pentru fiecare categorie de vârstă în parte, premii care vor fi răsplătite în bani, la care se adaugă și alte premii speciale. În încheiere doresc să felicit toți concurenții și doresc să le mulțumesc pentru că au fost alături de noi și anul acesta, festivalul nostru internațional Armonie în Timp. Le mulțumesc pentru că nu au pierdut legătura cu muzica și pentru că și-au exprimat iubirea pentru muzică cu atâta pasiune. Le doresc mult succes în continuare și vreau să felicit pe toți. Mulțumim! Bună ziua! Ne bucurăm că ați pășit pragul școlii noastre. Aș mai avea de adăugat la ceea ce a spus colega mea faptul că acești copii au participat, după cum bine știți, la un concurs online. Trebuie să fac o precizare importantă în ceea ce privește desfășurarea unui astfel de concurs și mai ales participarea la un astfel de concurs. Probabil, după cum bine știți, fiecare concurent s-a înregistrat și bineînțeles că fiecare a încercat să facă de atâtea ori până a reușit să iasă cei mai buni din vocea respectivă. Trebuie să înțelegem că acești copii au dus o bună parte de ore online, printre care cred că tot anul 2020-2021, aproape un an întreg de online, lucru care evident că le-a dăunat. Sigur, atât din partea noastră cât și din partea lor a fost așa o muncă mare de echipă și am încercat să ne adaptăm, dar trebuie să înțelegem faptul că nicio oră online nu poate înlocui orele desfășurate fizic și cu atât mai mult concursul a fost destul de greu, pentru că un artist are nevoie de emoția publicului și publicul are nevoie de emoția artistului. E foarte greu să redai ceea ce vrei să transmiți printr-un telefon sau printr-o cameră video și de aceea țin să-i felicit pe absolut toți concurenții și profesorii acestora, dar și părinții, pentru că s-au străduit să transmită emoțiile așa cum au putut ei, cu foarte multe ore online, cu puțin feedback din partea publicului, iar pentru un copil e foarte importantă reacția publicului, cred că mai important decât premiul în sine. Și îi felicit pe absolut toți concurenții încă o dată și pe juriu, care are o misiune foarte dificilă. Țin să precizez că la categoria 10-12 ani e o concurență foarte, foarte mare. Acolo toate premiile care vor fi, nu știu dacă putem să spunem că va fi o jurizare neapărat pe sufletul lor, dar cu siguranță juriul a avut acolo o misiune foarte grea. Țin să felicit grupa asta în mod special, pentru că am auzit pe fiecare în parte și am văzut ce voci sunt. Mă bucur că cei mici, chiar dacă au fost în online, n-au renunțat la a face ore de canto și mai ales n-au renunțat la a participa la concursul și a-și demonstra calitățile lor artistice și vocale. Felicitări tuturor! Armonie în Timp, ediția a patra și se pare că o ediție cu succes,
chiar dacă competiția s-a derulat într-un mediu virtual, datorită condițiilor pe care noi toți le știm și pe care dorim să le depășim cât mai repede și cu cât mai bine. Ceea ce ar trebui să vă spun în calitate de președinte al Comisiei de Jurizare al acestei ediții a festivalului este faptul că s-au înscris foarte mulți concurenți. Avem concurenți de 7 ani, avem concurenți de 38 de ani, avem două secțiuni, muzică pop și muzică populară. Avem copii care s-au exprimat atât din punct de vedere, să spunem, tehnic, dar și artistic, excepțional. Sunt copii care încep cursurile de canto acum și fac primii pași în acest domeniu și le dorim mult succes. Dar important este că muzica străbate timpul și plecând de la titlul festivalului, numele festivalului Armonie în Timp, clar că tot ce se întâmplă astăzi va avea reverberații peste ceva vreme și că acești copii se vor bucura de rezultatele lor de astăzi, chiar dacă ele vor fi poate un motiv de a-și dori și mai mult, pentru că evident avem o ierarhie stabilită de către membrii care au jurizat prestațiile copiilor, concurenților. Sunt oameni care au carieră de ani de zile în domeniul, prin urmare vorbim despre oameni care urcă pe scenă, au, eu știu, un palmares important, sunt prezenți în viața muzicală din țară, dar și peste hotare. Și prin urmare, ceea ce face ca acest festival să meargă mai departe și să bucure atât concurenții, familiile lor, profesorii, este faptul că lucrurile se acumulează și sunt cele care contează foarte mult pentru suflet și pentru spirit. Ceea ce aș dori eu să mai punctez aici este faptul că în această ediție premiile sunt, să spunem, date cu, să spunem, nu strictețe, dacă e un cuvânt potrivit, având în vedere că Sfântul Nicolae va veni și cu niște recompense financiare pentru cei care vor urca pe podium și evident vor lua un trofeu sau o mențiune. Dar important este că toți sunt niște câștigători și că le dorim succes și bucuria noastră a celor mari care știm ce înseamnă munca este pe măsura, să spunem, bucuriei lor pe care ne-o transmit prin cântec. Și le-aș dori mult succes pe mai departe și indiferent ce se va întâmpla în urma deliberării membrilor juriului, să își dorească să fie mai bun mâine decât au fost astăzi. Felicitări organizatorilor, sunt niște oameni minunați care se implică, care își doresc să obțină performanță de la un an la altul. Mult spor și mult succes profesorilor în munca lor cu acești tineri cântăreți, care sunt tineri chiar dacă au 7 ani, chiar dacă au 30 și ceva de ani și care își doresc, așa cum am spus, performanțe mult mai mari. Și ceea ce este foarte important este să fim la un loc cu toții și să ne bucurăm de muzică, pentru că asta face muzica, aduce oamenii la un loc, îi bucură, le alină durerea, pentru că, evident, în fiecare zi putem să întâlnim și momente în care avem nevoie de o mângâiere, o îmbrățișare și muzica poate să fie un element care învăluie această stare și o face să fie, să spunem, un suport pozitiv pentru viitor, având în vedere că orice pas pe care îl străbatem și ni se pare că este greu, poate să ne întărească și ne dă o susținere în ceea ce vom face pe mai departe. Sărbători cu bine tuturora! Sunt convinsă că decembrie și sărbătorile care vin cu această lună vor bucura sufletele dumneavoastră. Ne dorim să fim cu toții sănătoși și să ne vedem la ediția a 5-a, urându-le succes de pe acum celor care s-au implicat în organizare și au susținut acest festival Armonie în Timp, ediția a 4-a. Mult succes!